Bine v-am găsit la poveștilesport.ro. După ce am avut aici invitați pe Andreea Răducan, care ne-a istorisit poveștile ei din gimnastică, după ce am ascultat incursiunea lui Andrei Pavel de la Paris la Düsseldorf, atunci când soția lui l-a născut pe Marius, și după ce am văzut și am redescoperit poveștile lui Rică Răducanu, din nou astăzi avem o emisiune cu totul și cu totul specială, pentru că aici, în platoul poveștilor sport.ro, o avem invitată pe Constantina Diță, românca prezentă în Guinness Book, medaliata cea mai vârstnică din maratonul olimpic, una dintre cele mai importante atlete din România și din lume. A scris o pagină senzațională în Cartea Olimpismului Românesc în Beijing în 2008, atunci când a urcat pe prima treaptă a podiumului. Cu pușa, așa cum o cunosc toți pasionații sportului și pasionații atletismului, vom vorbi în următoarele 30 de minute despre câteva repere importante din cariera ei, dar o vom și provoca să ne spună, să ne răspundă la câteva întrebări, așa cum v-am obișnuit la emisiunea noastră, dar ne va descrie și trei poze pe care le-am ales. Rămâna Pușa, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră aici la poveștilesport.ro. Bună ziua, și eu mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit. Pușa, tu ai organizat de curând cursa ta, semimaratonul Constantina Diță. Ai prins și ploaie, însă ai avut foarte mulți participanți care au alergat. În continuare, tu încerci să faci un PR excelent atletismului românesc, nu numai în România, unde de 6 ani organizezi această cursă, dar și în străinătate, pentru că ești prezentă la foarte multe curse de profil ca invitată specială. Da, anul acesta am avut cea de-a 6-a ediție a evenimentului Bucharest International Hal Marathon by Constantina Diță și m-am bucurat foarte mult să văd atâția participanți, chiar dacă a fost o vreme de 5 grade și ploaie, lumea a ieșit afară să facă mișcare. Ținând cont că și eu am câștigat medalia de aur la campionatul mondial de maraton tot pe ploaie. Așa cum am zis, această competiție este o competiție de suflet și îmi doresc să fac în continuare pentru România, nu doar prin medalia câștigată la Jocurile Olimpice și prin evenimentul pe care îl organizez, să duc România pe hărțile, pe harta lumii, în cele mai mari competiții ale lumii. Ai avut participanți și din străinătate, s-au realizat timpi buni, dar au venit și atleți profesioniști din România pe care îi vedem la concursurile obișnuite. La ce te gândești pe viitor? Ce urmează pentru evenimentul tău? Da, evenimentul îmi doresc să crească de la an la an ca și număr de participanți și să ajungem cu el la nivelul platinum, la Ord Athletic. Acum suntem în Ord Level la Ord Athletic și sperăm că anul viitor să intrăm în Ord Elite și după aceea platinum. Este greu pentru că trebuie foarte mulți sponsori pentru a ajunge la nivelul respectiv, dar noi ne dorim asta și sperăm să și ajungem. În urmă cu 14 ani am avut șansa să mă aflu pe stadionul Cuib de Pasăre din Beijing, atunci când Constantina Diță intra prima, aplaudată frenetic de cei peste 90.000 de spectatori. Nu știam unde să mă uit mai întâi, inima îmi bubuia în piept, dar încercam să trag cu ochiul în timp ce transmiteam și spre România informații despre ceea ce se întâmpla în Cuib de Pasăre. Încercam să trag cu ochiul la ultimii metri pe care Constantina îi făcea pe pista stadionului. Sunt niște imagini care mi-au rămas mie pe retină, dar le-au rămas tuturor pasionaților de sport, pentru că ceea ce ai făcut tu în Beijing nu marchează doar istoria atletismului, ci și a sportului în general. Aveai 38 de ani, mulți dădeau favorite sportivele de acasă, din China, o dădeau pe Caterin Nedereba, care avea un timp foarte bun, însă tu atunci ai avut o cursă tactică, în primul rând senzațională, o cursă la care a asistat și fostul tău antrenor, Vali Tomescu, care a mers pe bicicletă foarte mult timp din cursă. Vom vorbi și despre acest episod. Da, a fost, mi-aduc aminte momentul când
Vali era pe margine cu bicicleta, a fost un moment foarte important pentru mine în timpul maratonului, pentru că în momentul când am evadat din Pluton, el îmi spunea distanța care este între mine și Plutonul secund. După aceea, bineînțeles, când am ajuns la kilometru 30, nu mai era Vali. Și, poți în timpul cursei să tragi cu ochiul, să... Bineînțeles, eu tot timpul sunt foarte atentă în timpul, eram foarte atentă în timpul maratonului ce se întâmpla în jurul meu. Chiar vedeam și ce era pe margine și oamenii cum te încurajau și ești atentă și la ce zice antrenorul de pe margine, dacă antrenorul este alături de tine pe o bicicletă sau în punctele importante ale maratonului. Deci poți să fii atent la orice pe margine, chiar dacă ești concentrat pe ceea ce trebuie să faci în cursa de maraton, ești atent și ce se întâmplă pe margine. Pare inuman totuși, foarte mulți pasionați de alergare, pentru că vedem din ce în ce mai mulți și în România, atunci când se gândesc la 42 de kilometri și 195 de metri, nu știu, parcă doar ideea și îi chinuie. Da, este o probă lungă. Pe tine te chinuia plăcut această alergare. Mi-a plăcut foarte mult și mai ales că eu, neavând viteză nativă, atunci am ales probele de semifond și mare fond. La început am început și eu cu 5.000, cu 10.000, chiar și cu probe mai scurte și am urcat treptat și am rămas la probele de semi-maraton și maraton, și pentru că am văzut că astea sunt probele pe care eu pot să le duc cu brio până la capăt și bineînțeles, ca să ajungi la un nivel așa ridicat trebuie foarte multă muncă și seriozitate. Ce s-a întâmplat în timpul cursei? Tu ai evadat din Pluton, există și o strategie a adversarelor, unele vin după tine, atunci când evadezi, altele nu, așteaptă probabil, anticipau, au crezut că vei ceda la un moment dat, nu vei mai avea resurse de energie. Ce s-a întâmplat atunci? Așa este, eu mă așteptam ca în momentul când evadez din Pluton să vină alergătoarele după mine, Paula Radcliffe, Nedereba, adică chinezoaicele, mai ales chinezoaica Zhu, fugind 2:19 la maraton de la Londra, erau foarte multe atlete cu timp foarte tari și mă așteptam să vină după mine. Eu cu antrenorul meu, Valeriu Tomescu, am discutat o strategie înainte de cursă și ele n-au ținut cont de ce am făcut eu în cursă. Ele știindu-mă pe mine că eu voi evada de la primul kilometru în timpul maratonului și au crezut că pe sfârșit voi ceda, cum mi s-au întâmplat. Bineînțeles, la câteva maratoane mari în lume, cum e Chicago, am pierdut locul 1 și am venit pe locul 2 în 2003. La Londra am venit pe locul 2 și am pierdut pe ultimii 400 de metri. Deci se întâmplă în cursele mari să pierzi neavând și viteză și atunci... Ele știu că plec de la începutul cursei, nu se așteptau ca eu să stau în Pluton cu ele până la jumătate și să evadez la jumătate și să nu crap, cum zic eu, la sfârșitul maratonului. Aici au greșit, probabil, ele au crezut că o să mă prindă pe parcurs, dar eu, în momentul când am evadat din Pluton, timpul fiind foarte slab în prima parte a maratonului, în prima parte de semimaraton, am trecut 1:15 pe semimaraton, adică era 2:30 cu ceva pe maraton, și eu am urcat treptat fiecare kilometru și am ajuns să alerg cu 4 minute mai tare, singură, al doilea semimaraton în timpul maratonului. Există un punct psihologic al cursei pe care tu ți-l propui înainte sau reușești să te adaptezi în funcție de ce simți? Totdeauna m-am adaptat după cum am simțit în timpul cursei. Niciodată nu m-am gândit... Pentru că în timpul maratonului sunt câteva puncte moarte prin care trebuie să treci și tot timpul am încercat să nu mă gândesc la punctele respective, pentru că trebuie să lucrez cu psihicul foarte mult, că dacă înainte de competiție
tu te gândești la punctul respectiv, să zic, la 35 de kilometri, vai, în ajung la 35 de kilometri, oare pot să trec peste punctul ăla greu? Sau poate chiar la 30 de kilometri. Sunt unele sportive care deja la 30 de kilometri încep să le fie greu în momentul când au trecut de 30 de kilometri. Da, niciodată nu m-am gândit înainte de cursă. Tot timpul am luat cursa cum am fost pregătită, mă încurajam eu singură pe mine în timpul cursei și așa duceam cursa până la capăt. Noi vedem pe ecran câteva momente pe repede înainte din cursa ta din Beijing, inclusiv finalul. Ți-am pregătit și trei fotografii pe care va trebui să le comentezi, să ne spui ceva despre ele. Este secțiunea noastră de aici, de la poveștilesport.ro. Aș vrea înainte de această secțiune a emisiunii să te întreb și ce s-a întâmplat cu acea bicicletă din Beijing pe care mergea fostul tău antrenor Vali Tomescu. Mi-aduc aminte atunci că voia să o ia în țară, nu a mai adus-o. Sau să o ducă în America pentru că voi erați stabiliți în America. Da, nu a mai adus-o pentru că n-au putut-o să o transporte. Mă rog, au fost niște discuții acolo. El chiar își dorea să ducă bicicleta pentru că ne-a purtat noroc. Totuși a mers pe bicicletă până la 30 de kilometri. Și a vrut să o ducă acasă cu noi, dar nu s-a putut. A rămas tot în China. Tu ești pasionată și de ciclist pentru că te mai și antrenai cu pe bicicletă, dar și de schi. Vom vorbi și despre pasiunea ta pentru schi, dar hai să vedem cele trei poze pregătite. Este tot o imagine din cursa fabuloasă pe care tu ai dus-o în Beijing. Ce se întâmplă cu apa? Voi, de foarte multe ori, alergătorii de cursă lungă, fondiștii, uneori luați câte o oră de apă, alte ori vă turnați în cap. Introdune puțin în atmosfera de la Beijing. Cât era de cald? Ce umiditate era? Câte sticle de apă, dacă îți mai aduci aminte, ai consumat? Nu cred că a fost foarte, foarte mare umiditate, cum ne așteptam să fie, ținând cont că în dimineața cursei începuse să plouă puțin și câteva zile înainte de cursă a plouat în fiecare zi. Și ne așteptam să fie poluare, să fie umiditate foarte mare, dar nu a fost chiar așa de rău. Într-adevăr, noi atleții, când este umiditate mare și căldură, ne punem apă foarte mult pe noi ca să ne țină corpul cu temperatura cât mai scăzută și de aceea ne punem apa pe noi. Dar este important să te și rehidratezi în timpul maratonului, mai ales când este cald și umiditate, să bei apă sau băuturile sportive pe care noi, ca și sportivi de performanță, ni le facem înainte de cursă și ni le pune din 5 în 5 km pe traseu și așa ne rehidratăm în timpul cursei. Prima persoană pe care a sunat-o, Constantina Diță, după titlul olimpic din Beijing și după toate cursele pe care le-a avut în carieră, era fiul ei, Rafael. Rafael este stabilit în Statele Unite și mereu i-a ținut pumnii mamei sale. Vedem acum o imagine, Constantina, cu fiul tău, cel care te încuraja. Tu doar voiai să-i auzi vocea înainte de cursă și îi spuneai că va fi bine. Ce urma pe urmă? Da, înainte tot timpul când vorbeam cu copilul, tot timpul zicea, mami, o să fie bine că tu te-ai antrenat mult și noi suntem acasă cu toții și te încurajăm de acasă. Bineînțeles, n-am putut să-l iau cu mine la Beijing, că noi am plecat foarte devreme, cu 2 săptămâni în Japonia și eram concentrată pe antrenamente, nu să fie el cu noi. Aici este poza dintr-o vacanță de la Punta Cana, din Republica Dominicană, unde am fost împreună cu finuții noștri. Da, tot timpul, indiferent dacă pierdeam la competiție, el mă încuraja. Mami, lasă că este bine, că vine următoarea competiție. Deci el tot timpul zicea, mami, a fost bine, mami, a fost bine. N-ai vrut să-l îndrumi și spre sport? Eu, bineînțeles că l-am îndrumat spre sport, el chiar a făcut mai multe sporturi, a făcut basket și fotbal european, la un moment dat l-am dus și la tenis, deci a făcut mai multe sporturi. A încercat tenisul, dar nu i-a plăcut și atunci, dacă lui nu i-a plăcut, l-am lăsat pe el să facă ce îi place, ținând cont că în Statele Unite
unul dintre sporturile principale este basketul. Oricum, el înainte de a merge în Statele Unite, începuse în România basketul și atunci a jucat basket și fotbal european. Spune-mi o întâmplare cu el dinaintea unei curse. Un moment în care ai simțit că te încarci cu energie din spusele lui, dintr-un mesaj sau dintr-o privire aruncată de fiul tău. Se spune, sunt foarte mulți sportivi cu care am mai discutat, care de foarte multe ori susțineau că încearcă să stea deoparte înaintea unor momente importante din cariera lor de persoanele dragi. Da, mai multe momente plăcute cu Rafael, mai ales că la campionatul mondial de semi-maraton din Canada l-am avut cu noi și numai încurajările lui care alerga prin ploaie, dintr-o parte, într-alta, cu taică-său, cu Vali, să mă încurajeze. Îți dai seama că atunci, în momentul ăla când Rafael mă încuraja, eu vreau să alerg și mai tare, și mai tare. Pentru mine a fost, mi-a purtat noroc copilul, fiind cu noi la campionatul mondial de la Edmonton din 2005, unde am câștigat detașat de sportivele din Africa, deci am câștigat medalia de aur și am fost dublă campioană mondială și cu echipa și individual. El mi-a purtat la toate competițiile unde am fost, mi-a purtat noroc. L-am avut și la maraton de la Londra și la maraton de la Chicago. L-am avut cu mine cam peste tot. Ultima poză din provocarea noastră de azi este tot din Beijing, de la cursa ta, la finele căreia ai câștigat aurul olimpic la 38 de ani. Este timpul cu care ai câștigat. Este o poză emblematică pentru cariera ta, pentru performanța din China, de la Jocurile Olimpice din 2008. Este o fotografie care a circulat foarte mult și pe site-urile americane, care titrau mereu: mama din România a intrat în Guinness Book. Ce a însemnat pentru tine acest titlu care s-a răspândit rapid pe toate meridianele lumii? O sportivă, o mamă și o exponentă a atletismului românesc, unul care mereu a performat prin nenumărați sportivi. Bineînțeles, timpul care l-am alergat la Jocurile Olimpice nu era un timp foarte tare, pentru că la campionatele mondiale, europene și Jocurile Olimpice nu tragi pentru timp, tragi pentru medalie. Și de aceea am alergat 2:26. Eu, având cea mai bună performanță a mea, 2:21:31 pe maraton. Iar ținând cont că am fost la 38 de ani și am câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice la 38 de ani, intrând în Guinness Book cu cea mai în vârstă alergătoare câștigând medalia de aur la Jocurile Olimpice, bineînțeles că s-a scris peste tot în lume și în America tot se zicea la televizor că locuiesc în Erie, Colorado, dar reprezentam România, nu reprezentam Statele Unite. Aici a fost puțin dificil pentru americani să creadă că eu am luat medalia pentru România. Și da, sunt niște momente în care nu-ți închipui în momentul respectiv ce să simți, ce să gândești. În momentul când ai trecut linia de sosire și ai câștigat aurul olimpic, nu mai contează nimic, ai muncit, nu mai contează sacrificiul pe care l-ai făcut, nu mai conta nimic decât aurul olimpic. Am fost la câteva curse pușa la care tu ai participat spre finalul carierei și pe stadionul Dinamo, la 5.000, la 10.000, vedeam copilașii, juniorii, cum veneau și te așteptau și cereau un tricou, un training sau chiar pantofi de alergare. Câți pantofi de alergare mai ai acasă sau câți ai avut în total? Da, am avut foarte, foarte mulți. Pentru că sunt imagini cu maratoniști, cu Haile Gebrselassie, cu foarte mulți, foarte mulți alergători de cursă lungă, care acum pe rețelele de socializare își mai postează poze cu tot arsenalul lor de echipament. Da, am avut foarte mulți pantofi de alergare, cred că am avut mai mult de 300 de perechi. Bineînțeles, nu am purtat eu pe toate. În momentul când m-am lăsat de sport și înainte de a mă lăsa de sportul de performanță,
Am dat și la alte sportive care vedeam că nu au pantofi pentru alergare. Deci din ce am avut eu, am dat și la alți sportivi. Deci cam în jur de vreo 300 de perechi de pantofi am avut. Pentru că avem și mulți telespectatori care fac jogging, pentru că s-a dezvoltat în țara noastră foarte mult și alergarea. Vedem în parcurile din București și din țară și acea pistă de tartan care se spune că este mai potrivită pentru glezne, pentru a nu se accidenta amatorii de sport. Ce ai simțit în ultimii ani în România? Tu locuiești în București, oarecum aproape de Parcul Tineretului, un loc în care de foarte multe ori mergi și alergi dimineața. Da, în România, după ce eu am câștigat aurul olimpic și la o vârstă foarte înaintată, văd de la an la an crește numărul de oameni făcând mișcare la noi în țară. Asta mă bucură foarte mult. Mi-aș dori să vedem și la noi în România că avem la o competiție de genul cum organizez eu în București, peste câțiva ani să avem 20-30 de mii de participanți doar într-o singură probă. Rămâne de văzut asta, dar numărul de alergători crește la noi în țară, ceea ce este foarte bine, și îndemn cât mai mult pe oameni să facă mișcare, ținând cont că avem câteva parcuri în București și numai în București, în țară avem și pe munte și avem zone frumoase în România unde putem să facem mișcare. Și în primul rând, dacă facem mișcare, facem pentru noi. Și în momentul când mergem la un eveniment de alergare, socializăm cu oamenii, ne bucurăm de sosirea la finish și ne așteaptă familia. Și pe această cale încurajezi cât mai mulți oameni să iese în stradă și să încurajeze alergătorii. Tu, după retragerea din activitate, ai reușit oarecum și să-ți îndeplinești câteva dorințe pe care le aveai pe parcursul carierei, dar nu aveai oarecum voie să încerci să ți le îndeplinești. Pentru că și la atletism, și la sportul tău, ai fi riscat, dacă ai fi mers la schi, unul dintre sporturile tale preferate, să te accidentezi. După ce te-ai retras, ai reușit să-ți faci vacanțe de foarte multe ori la schi. Acest sport, ți-ai întreținut pasiunea în continuare pentru alergare, dar ai descoperit oarecum și o altă părticică a vieții. Ce înseamnă și ce înseamnă pentru tine viața după sport? Da, după, să lăsăm la o parte alergatul, bineînțeles îmi place să schiez foarte mult, să joc tenis, chiar și să dansez dansuri de ballroom, latin, îmi place foarte mult. Dar după ce m-am retras din sportul de performanță, aproape în fiecare an am schiat în sezonul de iarnă, ținând cont că locuiesc în statul Colorado, unde avem atâtea stațiuni cu pârtii de schi și era unul dintre sporturile care mi-a plăcut foarte mult de mică și nu l-am putut face în timpul când eu am fost sportivă de elită și m-am apucat la 44 de ani de schi, deci am învățat să schiez la vârsta de 44 de ani și schiez foarte bine. Nu mă duc pe Double Diamond, adică pe cele două pătrățele negre, mă duc doar pe negru, albastru, câteodată mă duc și pe verde la început ca să mă încălzesc, verdele fiind cel mai ușor, mă duc și fac câteva ture de schi pe verde pentru încălzire. Cum făceam la maraton, câțiva kilometri de încălzire. Da, este unul dintre sporturile mele preferate, schiul, și asta l-am făcut după ce m-am lăsat de sport și, bineînțeles, după ce m-am lăsat de sport, umblu foarte mult, sunt invitată în foarte multe locuri. Chiar îmi dorisem ca luna lui mai să fac o vacanță de 2-3 săptămâni, care din nou s-a tăiat vacanța pentru că sunt invitată în foarte multe locuri. Ce simți? Căldură din partea celor care vin să facă o poză cu tine, din partea celor care vor un autograf de la tine? Ce întrebări îți adresează, nu știu, pasionați de alergare de pe toate colțurile lumii? Da, mi s-a întâmplat și prin magazin și pe stradă. Eram în Cluj și m-a recunoscut un fost alergător și m-a oprit să-i dau un autograf. Întrebarea oamenilor și mai ales pasionaților de mișcare mă întreabă ce pereche de Adidas să folosească în timpul alergării sau ce fel de echipament.
La noi este mai ușor la alergat. Trebuie să-ți alegi o pereche foarte bună de alergat, care ți se potrivește ție ca și alergător. Eu pot să dau sfat să eu, perechea de adidas pe care am folosit-o eu, este foarte bună, dar nu este bună și la pasionatul de alergare. Adică fiecare alergător opinia mea este să-și aleagă pantoful de alergare după piciorul lui și după cum se simte el bine. Ați auzit ce a spus Constantina Diță aici la poveștilesport.ro, să țineți cont de recomandarea ei, pentru că am intrat în ultimele 5 minute ale emisiunii. Trecem la a doua provocare a poveștilor sport.ro în Pușa, întrebările Fulger. Vor apărea pe ecran câteva întrebări la care tu va trebui să răspunzi în câteva secunde. Rică Răducanu, ca de obicei un tip spumos, s-a supărat că n-au fost mai multe întrebări, pentru că el întotdeauna impresionează și prin promptitudine, iar Andrei Pavel ne-a făcut o incursiune în cariera lui. Care e cea mai frumoasă declarație pe care ți-a făcut-o un fan? Oh my gosh! Au fost multe... Acum, una singură. După ce m-am retras din activitate, că sunt foarte frumoasă, că mă știa cum eram în timpul unui concurs și cum arătam după concurs. Trecem la a doua întrebare, care va rula pe ecran. În cât timp ai alerga astăzi maratonul? Cei 42 de kilometri și 195 de metri. Dacă m-aș antrena de 3-4 ori pe săptămână, cred că aș alerga sub 3 ore. Sub 3 ore. Dacă aș alerga câte două zile pe săptămână, cred că aș alerga peste 3 ore. Peste 3 ore. Da. Ai mai încercat să alergi, nu știu, mai mult de 5-6 km în parc în ultimul timp? Am făcut aproape în 6 săptămâni am făcut o alergare de 15 km, o singură alergare. 15 săptămâni. Da. Pentru că am vrut să ies... Îți mai simțeai picioarele pe urmă? Da. Nu, că sunt obișnuită. Eu când ies la alergare nu ies doar să fac 4-5 km, ori ies să fac de la 10 km în sus, ori nu ies deloc să fac alergare. Trecem la a treia întrebare, pe repede înainte. Ai primit o ofertă să alergi pentru Statele Unite, pentru că tu ai plecat de vreme din România și te-ai stabilit în Statele Unite. Cu toate acestea, ai reprezentat întotdeauna cu mândrie România, ești dublă campioană și dublă campioană mondială la semi-maraton. Da, am primit ofertă, nu am acceptat, pentru că eu am vrut să mă retrag din cariera de sportiv alergând pentru România. Ce ți s-a spus sau cum au încercat să te atragă? Prima dată au vrut să merg la club acolo în Statele Unite și să alerg în echipa Statelor Unite, pentru că deja eram în topul mondial pe proba de maraton și vroiau ca să fac parte pentru campionatele mondiale. Deja eram și cetățean de onoare și să fac parte din echipa Statelor Unite la campionatele mondiale. Ai stat în cumpănă o clipă sau ai ales din prima? Nu, niciodată n-am stat în cumpănă. Eu, ținând cont că sunt foarte patriotică, eu niciodată n-am fost în cumpănă să alerg pentru o altă țară sau să merg la alt club din altă țară. Trecem la următoarea întrebare. Cât ai slăbit în timpul maratonului din Beijing? Nu slăbeam de obicei în timpul maratonului foarte mult, poate un kilogram, un kilogram jumate, nu slăbeam foarte mult. Următoarea întrebare, după ce am trecut puțin și prin cursa din Beijing, unde păstrezi medalia de aur de la Jocurile Olimpice? Într-un seif? În seif. În seif? În seif, da. Cu câte chei e? O singură doar cheie. Doar o cheie, da. Știi doar tu cifrul sau? Și copilul. Și copilul. Bineînțeles, și copilul. Da, foarte interesant ce ne-a spus Pușa aici în premieră la poveștilesport.ro. Medalia de aur de la Jocurile Olimpice din Beijing este într-un seif. Care e cel mai frumos, dar cel mai trist lucru întâmplat la un antrenament prin România? Știm foarte bine, cultura pentru alergare la noi a fost înțeleasă destul de târziu, de foarte multe ori campioni ai României încercau să meargă în locuri la munte, la piatră arsă sau în alte părți puțin mai ascunse încât să aibă climatul necesar pentru a-și desfășura cu bine antrenamentele. Da, cel mai frumos momentul când mă antrenam în țară, când mă oprea cineva, când veneam în București și mergeam în Parcul Tineretului, mă oprea cineva să facem poză, când mă recunoșteau oamenii, iar cel mai
trist a fost perioada când mă antrenam după Jocurile Olimpice în Snagov. Acolo în pădure la Snagov făceam antrenament pe asfalt și cineva a trecut cu mașina și ne-a aruncat cu bere pe noi. Cu bere pe voi? Da. N-ai simțit atunci că e cazul să pleci să te antrenezi în altă parte? Ți-a lăsat probabil un gust sălciu o asemenea. Oricum eu mă antrenam afară, dar atunci venisem în România, cred că aveam campionatele naționale de 5.000-10.000 ale României și venind mai devreme, înainte de campionatele naționale, făceam acomodarea de la altitudine din Statele Unite și atunci mă antrenam în Snagov. Da, ce se întâmplă? A fost un gust foarte, foarte trist pentru mine, ținând cont că eram deja campioană olimpică. Să ți se întâmple acest lucru la tine în țară a fost foarte trist. Trecem la următoarea întrebare. Te-ai gândit vreodată să-ți cumperi un apartament în Beijing? Nu m-am gândit. Nu? Nu. Cred că am fost prima dată în Beijing în 1999, dar nu m-a atras. Cred că mi-ar fi plăcut mai mult să-mi cumpăr în Japonia. În Japonia. Și acolo există o cultură impresionantă pentru alergare. Și respectul față de sportivi, nu numai de maratoniști, de toate sportivi de la toate sporturile. Nu știu dacă mai este o întrebare sau nu, vom vedea acum, vom vedea pe ecran. Care e cursa, iată că mai este, care e cursa după care ai terminat cu cele mai multe răni la picioare? Pentru că avem de foarte multe ori imagini sugestive despre sacrificiul pe care îl fac alergătorii. Ținând cont că am avut Adidas foarte bun în competiții, nu am avut răni după cursele de maraton. La antrenamente, da, că am avut Adidas în care nu erau cum trebuie pe piciorul meu și am avut răni la antrenamente. La antrenamente ne mai pica câte o unghie de la picior, dar nu în timpul cursei. Constantina, suntem în ultimul minut al emisiunii. Spune-ne ce vei face în continuare pentru cursa ta de aici, din România, și unde te vezi peste 10 ani? Da, pentru cursa noastră, eu acum o să lupt foarte mult să aducem și campionatul mondial de semi-maraton la noi în România. În 2025 vom vedea și dacă vom fi aleși ca și țară. Vom candida în august anul acesta, 2022. Și evenimentul meu îmi doresc să urce cât mai mult la nivelul World Athletic și peste 10 ani sper să mă văd tot aici în România, acasă, pentru că unde e cel mai frumos decât acasă în România. Ușa, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră de a fi prezentă aici la poveștilesport.ro, emisiunea pe care o puteți vedea pe voio.ro, pe ProTV+, pe sport.ro și pe Pro Arena. Pentru final, ține ție încheierea. Aș ruga să te uiți în cameră și să transmiți un mesaj către toți sportivii din România care tind spre o medalie de aur la Jocurile Olimpice, către podium la Jocurile Olimpice. Da, încurajarea mea către sportivii de performanță de la noi din țară este să muncească foarte mult și dacă își doresc să ajungă la campionatele mondiale, Jocurile Olimpice, să lupte cu ei înșiși și să-și respecte programul pe care și-l doresc să-l aibă pentru antrenamente. Odihnă foarte multă, recuperare foarte, foarte bună, pentru că un sportiv de performanță are nevoie de toate aceste lucruri pentru a performa. Mulțumesc foarte mult, Ușa. Acestea au fost poveștile sport.ro de astăzi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare cu noi istorisiri ale marilor campioni români.